Robor a atins un maxim istoric, iar România ar putea ajunge în situația Greciei. Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a vorbit despre posibilitatea ca România să ajungă în situația Greciei din 2015, când a fost aproape de faliment, dar și despre creșterea robor și a inflației. Eugen Rădulescu, șeful Direcției Stabilitate Financiară din Banca Națională a României, a declarat la rândul său: avem problema deficitelor gemene. Suntem țara cu cel mai mare deficit bugetar din PIB din toată Uniunea Europeană, iar acest lucru ne creează o vulnerabilitate formidabilă. De asemenea, avem cel mai mare deficit de cont curent și suntem singurii care am depășit 5%, ceea ce este deosebit de primejdios pe termen lung. Dacă nu vom avea o corectare ordonată a celor două deficite, avem un risc semnificativ ca aceasta să fie realizată de creditori și dictată de creditori, ceea ce nu e niciodată bine. Să ne uităm la ce s-a întâmplat în Grecia și să știți că va fi mai rău la noi dacă ajungem la mâna creditorilor. Spre deosebire de Grecia, care era într-atât de îndatorată încât creditorii au plătit și ei ca să se îndrepte puțin situația, noi vom plăti numai noi. Roborul crește pentru că tot crește inflația. Roborul anticipează situația inflaționară pe care o avem, se uită înainte. De aceea e semnificativ mai mare decât dobânda de politică monetară. Probabil va mai crește o lună, două, până când, conform estimării noastre, ajungem la un maxim al inflației. După care, nu spunem că va scădea brusc, dar va fi un nivel ceva mai redus, rămânând la nivelul acesta. Dar nu va mai atinge nivelurile de la jumătatea acestui an. Asta este estimarea noastră, dacă nu apar elemente noi, cum ar fi prețurile la carburant, criza la petrol, etc. Nu vreau să fiu pesimist, dar se poate mult mai rău, a mai spus purtătorul de cuvânt al BNR.